inimioare roșii, fundiție roz, bomboane ambalate și declarații siropoase. Iată numai câteva dintre elementele specifice sărbătorii Valentine Day sau Sfântul Valentin. Deși este o sărbătoare occidentală, în ultimii ani ea prinde rădăcini tot mai adânci și la noi, atrăgându-și tot mai mulți adepți. Și a ajuns atât de populară încât cei mai mulți pot să-ți spună dintr-o răsuflare care este cea mai mare sărbătoare a lunii februarie. Curios este faptul că mai toți bărbații au aceeași părere despre cum ar trebui sărbătorită această zi. Pe când fetele își imaginează și așteaptă cu totul altă atmosferă. Desde quando me has visto? Desde quando io te vi? Has cambiado en un minuto. Has cambiado en un minuto todo, todo para mí. Respirar de tanto aire. Alegrar de tanto sol. Una vez que me miraste. Dar cum am ajuns până aici? Și cine este acest misterios Valentin? Una dintre cele mai cunoscute legende ne spune că Valentin a fost un preot roman, martirizat pe timpul domniei împăratului Claudius al II-lea. Una dintre variantele acestei istorii ne relatează că împăratul ar fi interzis legionarilor romani să se căsătorească pentru a fi mai duri în bătălie, sau spun alții, ar fi interzis chiar toate nunțile din Roma pentru a-și recruta mai ușor soldații. Dar preotul Valentin a nesocotit ordinul și a continuat să oficializeze, fiind arestat și condamnat la moarte. Se spune că prin rugăciune ar fi redat vederea fiicii judecătorului Asterius, pe care l-ar fi creștinat împreună cu toată familia. Conform altor surse, ar fi fost vorba de fata temnicerului său, Leonora. Interesantă este și povestea legată de ultimele cuvinte scrise de el înainte de a muri către această fată, al tău Valentin. Bilet
Crăciu se consideră astăzi a sta la originea scrisorilor și felicitărilor de ziua îndrăgostiților și a cererii Be My Valentine. Din alte izvoare aflăm că sărbătoarea Sfântului Valentin se trage de la sărbările Lupercalia, marcate de romani la 15 februarie. Era o sărbătoare a fertilității, ocazie în care tradiția cerea tinerelor necăsătorite să scrie bilețele de amor. Fiecare urma să fie curtată în anul următor de cel ce avea să-i extragă bilețelul din urna marelui hazard. Dar sărbările Lupercalia erau închinate în primul rând zeilor Juno și Pan. Pan era considerat protector al turmelor și al păstorilor. În mitologie romană, Pan era identificat cu Faunus și cu Lupercus. Se spune că ar fi fost prieten la cataramă cu Dionis și că ar fi inventat naiul. Juno sau Juno, sora mai mică și soția lui Zeus. Mai era numită și Lucina, datorită faptului că ajuta femeile la nașteri. Este de asemenea patroana protectoare a orașului Roma. Tradițiile ce țineau de fecunditate erau strâns legate de obiceiuri pe care mulți le-au considerat adevărate orgii. Papa Gelasius a denunțat comportamentul imoral manifestat în timpul petrecerii și, deși nu a interzis sărbătoarea păgână, a instituit pe 14 februarie sărbătoarea Sfântului Valentin, cu intenția vădită de a o contracara pe prima. Dar cum a ajuns această sărbătoare o afacere de succes care aduce sume colosale în termen scurt? După cum consideră unii, tot răul vine din Statele Unite. Anume, americanii au fost primii care au început să facă schimb de felicitări create în serie. Nici o emoție în plus? Dorești un mesaj de dragoste? Cumpere o felicitare! Aproximativ 1 miliard de felicitări sunt trimise în fiecare an, făcând astfel din ziua Sfântului Valentin cea de-a doua mare sărbătoare a anului, după Crăciun. Aproximativ 85% dintre felicitări sunt cumpărate de către femei. Nu este de mirare că ele sunt și cele mai înverșunate susținătoare a acestui eveniment. Aproape toate produsele comercializate de ziua îndrăgostiților au pe ele imprimate o inimioară de culoare roșie, aceasta simbolizând dragostea. Chiar dacă inima umană nu arată tocmai așa. Acest fapt contează mai puțin, de vreme ce acest simbol este unul dintre cele mai longevive. Odată ajuns pe meleagurile mioritice, occidentalul Sfânt Valentin a dat aici de protectorul local al tinerilor îndrăgostiți. Este vorba despre Dragobetă, fiul Dochei, un fel de omolog local al lui Cupidon care se sărbătorește tot în luna februarie la data de 24. Deși au simbolistice asemănătoare, în duelul cu Dragobetă, Sfântul Valentin are un oarecare avans, fiind deja un brand recunoscut. Cine este de fapt Dragobete? Legenda spune că este un vrăjitor al iubirii la români, este patronul dragostei și al bunei dispoziții. Istoria povestește despre Dragobete că este un personaj mitologic preluat de la vechii daci. Acesta oficia din cer, la începutul fiecărei primăveri, nunta tuturor animalelor. În ziua de Dragobete, satele românești râsunau de veselia tinerilor și de zicala Dragobetele sărută fetele. Totuși își închipuiau că Dragobete era un flăcău voinic, puternic, frumos și tare iubitor, putând fi întâlnit prin păduri. De Dragobete, muncile grele erau interzise, fiind permise doar cele ușoare. Multe fete însă încălcau regula și fugeau apoi în pădure tocmai pentru că își doreau să fie pedepsite de Dragobete, fiind nevoit să se lase iubite de el.
chiar și numele îi variază. Patronul dragostei și bunei dispoziții pe plajele românești este numit și Cap de Primăvară, Sintion de Primăvară, Ioan Dragobete, Drăgostițele, Dragomir Floarea, Fiul al Babei Dochea. Dragobetele reprezintă în opoziție cu Baba Dochea principiul pozitiv. De ziua lui se fac legăminte de prietenie, iar fetele și băieții se întâlnesc pentru că iubirea lor să țină tot anul, precum a păsărilor ce se logodesc în această zi. De dragobete se anunță venirea primăverii. Ursul iese din bârlog, păsările își caută cuiburi și se împerechează, iar oamenii trebuie să participe la această bucurie a naturii prin iubire. Indiferent dacă vă este pe plac occidentalul și comercialul Valentin, sau romanticul Dragobete, sau poate chiar lupercalele romane, sunteți liberi să le sărbătoriți. Important este să aveți propriile convingeri și nu cele impuse de societate sau de către comercianți. Să aveți parte de dragoste,